Ce planificasem noi să facem în această emisiune, practic s-a schimbat radical atunci când am aflat despre plecarea azi noapte a maestrului Ștefan Petrache. În această dimineață am reușit să ne organizăm și să trăim alături și de invitații noștri și să trecem în revistă unele dintre cele mai frumoase momente și cele mai frumoase melodii cântate și compuse de către maestru. Puțin, poate, dintre cei care acum au 20 de ani îl cunosc, dar eu sunt sigură că ați auzit melodiile dumnealui cântate și reinterpretate de către noua generație de artiști din țara noastră. Totuși, cine a fost Ștefan Petrache pentru muzica din Moldova de până la 90 și după 90? Aflați acum! Crede-mă, iubire, crede-mă, de ți-e greu, iubire, scuză-mă. Să uităm ce-a fost, ce n-am tristat. Tu, iubire, cheamă-mă. A cântat o viață pe scenă, iar melodiile sale au devenit adevărate hituri. Artistul emerit Ștefan Petrache s-a născut la 8 mai 1949 în raionul Nisporeni. După ce a absolvit școala din sat, a venit la studii la Chișinău. Tot aici, în 1974, a ajuns solist în orchestra de estradă simfonică. Acel ce-și uită mama și scuipă în iubire și neagă fără teamă o sfântă moștenire. Au urmat mai multe colaborări cu formațiile precum Orizont, Plai, Contemporanul și Noroc. Chiar dacă acestea i-au adus mai multă faimă și noroc, marele artist a fost și blamat de colegii de breaslă. Pe nedrept, desigur. Într-o zilele senine să jucăm prieteni bine. Bine! Oh, 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 oh. În 2009, Ștefan Petrache a fost diagnosticat cu diabet zaharat, iar la 10 ani a suferit un accident vascular cerebral, după care un stop cardiac. După două săptămâni, maestrul și-a revenit. Artistul se retrase din lumina reflectoarelor pentru o perioadă și tot mai rar îl puteam admira pe scena mare, dar asta nu l-a împiedicat să-și continue lupta pentru viață și pentru valorile pe care le promova. Ce faci, mamă? Ce faci, tată? Inima lui Ștefan Petrache a încetat să bată în seara zile de 13 ianuarie. El se numără printre cei mai apreciați artiști din țara noastră, iar piesele sale precum De-aș avea, Eu vin, Adevăruri și Dacă ramuri bat în geam, în august, Chemarea casei părintești au ajuns adevărate șlagăre și vor continua să răsune și de acum încolo. Zbor lin, maestre!